Mai multe persoane m-au întrebat ce cred despre sărbătoarea asta a Halloween-ului și ce argumente am avea noi împotriva implicării într-o asemenea sărbătoare. Din punctul meu de vedere, sunt niște lucruri foarte simple. În primul rând, dacă ești creștin, nu asimilezi în mentalul colectiv, în doctrina ta, în sărbătorile tale, nimic care este păgân. Sărbătoarea asta are origine păgână, este păgână și nu avem absolut nicio treabă cu ea. Absolut nicio treabă cu ea. În al doilea rând, nu există nicio validitate în a te juca cu lucrurile periculoase, da? Să te joci cu păcatul, să te joci de-a diavolul, să te joci de-a vrăjitoarele, să te joci de-a crimă. Dacă ți-ai vedea copiii jucându-se de-a sex într-o zi, s-ar părea normal, ei lăsa? Zicea, a, nu mă o joacă, nu e niciun fel de problemă. Nu, ți-ai pune semn de întrebare, că o colecta de undeva informații pe care n-ar fi trebuit să le colecteze și se joacă cu un lucru serios cu care n-ar trebui să se joace, da? De ce ți se pare normal, părinte care te consideri creștin, să joace copilul tău de-a dracu, să joace de-a duhurile rele, să joace de-a vrăjitoare și să joace de-a omorul? Deci este complet aiurea, sau să joace de-a moartea. Vi se pare normal să existe o perioadă din an în care să fie normal să ne jucăm de-a lucrurile serioase? Deci din punctul meu de vedere, repet, este complet, deci complet absurd lucrul ăsta. Și să nu credem noi că duhurile rele sunt indiferente la faptul că există un moment dedicat special, o sărbătoare care le-o dedicăm special, noi creștini, normal la cap, da? În care îi amintim. Amintim crimele viorului, uciderile, da? Amintim joaca cu magia, cu vrăjitoria, întoarcerea morților și așa mai departe. Deci nu credem că diavolul nu-i pasă de lucrul ăsta și că joaca cu ocultul și cu magia la limită este o chestie neutră. Nu este o chestie neutră și din punctul nostru de vedere al creștinilor, noi credem că Hristos ne protejează de duhurile rele, că Dumnezeu are în control destinele tuturor morților, că cei care mor în Domnul Iisus Hristos sunt al lui pentru totdeauna, că suntem protejați de diavol și de duhurile rele prin sângele Domnului Iisus Hristos, prin Cel care locuiește în noi și mai tare decât diavolul, că suntem protejați prin moarte. Moartea este un prag, o poartă pentru noi în veșnicie, în prezența lui Dumnezeu și niciodată n-ar trebui să ne jucăm cu lucrurile astea. Deci nu există nicio scuză, nicio justificare pentru un părinte care își lasă copiii să face cu lucrurile astea. Proverbe spune că cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Credincioșii nu glumesc cu păcatul. Îmi pun foarte mari semne de întrebare cu privire la un părinte care așa foarte liber își lasă copilul să face cu lucrurile astea. Ori habar nu are pe ce lume trăiește, ori nu este creștin și nu conștientizează realitățile spirituale din spatele tuturor acestor lucruri.